Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars. Pentru că a venit Balance Update-ul, după cum ați văzut și în titlul, este un Balance Update, adică este un update de balans, în ghilimele balans. Când nu ne mișcăm pe balans, o să explicăm imediat. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare. Un mare, mare like dacă doriți să mă susțineți, să facem peste 5.000 de like-uri. Follow pe Instagram, mădălin.tadian23. Și dacă vă jucați până ai cumva codul mădălin pe item shop, dați-mi tag pe Instagram și o să vă pun la mine la story. În ce constă acest balans update? Probabil că mulți dintre voi ați văzut, dar a trebuit să explic chestia asta. Bine, de fapt, balans update-ul este în ziua în care filmez, dar probabil videoclipul o să-l postez a doua zi. Primul balans update este pe Frank, care, ce credeți? Mi-a venit și mie, în sfârșit, pe Frank, după ce și-a primit nerf, mi-a venit gadget-ul. Ca să vă dați seama ce noroc am, fix când a primit nerf, atunci mi-a apărut și mie pe shop gadget-ul. Și îmi dă, deci după 3-4 zile, cam ceva de genul, în care nu mi-a mai venit gadget-ul și mi-a venit cu o zi înainte pe această Jackie. Acum mi-a venit pe Frank și o să-l cumpărăm chiar acum. Acesta a primit nerf și o să vă explic și în ce constă acest nerf. Deci zice așa, decrease active noise cancelling, adică din 2 secunde nu ne vilă 5. Știți bine că era imun la stun și nu știu, mi se pare că și la poison sau așa mai departe era imun, acum durează 1,5 secunde. Jackie a primit nerf, băieți, a primit nerf destul de mare și la attack, dar și la gadget, pentru că v-am zis că este super mega bun gadgetul. Primul nerf nu prea îl înțeleg, sincer să fiu, zice increase delay between main attack. Adică zice între hituri este un delay de 20-25%. Dar nu prea am simțit chestia asta. Decrease main attack, bineînțeles că i-a scăzut damage-ul cu 100, iar cu 8% viteza de la gadget. Totuși 30% e o viteză destul de mare. Max a primit nerf din nou, 200 viață și a fost, opa, scuze, am ieșit din greșeală, și au fost mici bug-uri care au fost rezolvate, până și bug-ul acesta cu Robo Rumble de a se bloca boss-ul în perete a fost rezolvat. Și multe altele care nu prea, sincer, nu prea mai intru eu pe aici. Nu știu, zice aici pet mortar. Ah, Penny mortar o fi schimbat? Ia să vedem. Dacă o fi... Știți bine că era un bug pe Penny care mortarul ei era la fel ca... Uite, aici este. Dăm try. Mortarul ei arăta, când puneai mortarul, arăta ca skin-ul de Paște. Ia să vedem. Să punem noi mortarul. Dar să-mi încarc și superul adevărat. Nice, ok, ia să vedem. Tot la fel, tot la fel, nu-i nimic schimbat, nu știu la ce se referă, în fine. Hai să trecem, deci v-am zis, nu uitați de butonul de like acolo, un mare, mare like. Mapa este Dark Passage, dar sincer, aș vrea să testez gadgetul pe Frank, că nu degeaba l-am luat. Dar nu pe mapa, nu, o să dau Brawl Ball, nicio șansă să mă duc pe Dark Passage. Să fiu nebun, băi, să fiu nebun să mă duc pe Dark Passage. Cel mai nebun dintre nebun să fiu. Ok. Dacă mă ajută el primul, hai că m-a ajutat. I-am dat aici un hit, boom. Du-te. Ce n-am avut noroc, am făcut match-ul aici, nebun. Am făcut match-ul acolo aici, nebun la cap. Cât de bine am dat-o cu Frank. Ok, a dat superul. Nicio șansă ca să fugă Mortis. Ăștia se feresc de mine, bineînțeles. Ok, și am intrat cu ea în poartă, asta a fost primul match. Nici nu mi-am folosit gadget-ul, sincer. Nu mi-am folosit gadget-ul. Totuși ar trebui să folosesc gadget-ul, dar nu știu la ce să-l folosești. La ce poți să folosești gadget-ul acesta, sincer. Hai să-l dau măcar așa, ca să fie. Ok, încă un Frank. Uite, aici aș putea să-l folosesc, mai ales când el îmi dă stun. Când îmi dă Frank stun, aș putea eu să-l folosesc. Ok, am dat un hit lui Frank. Mamă, ce bine a jucat-o... Hai mă să dau. Dar nu pot să înțeleg, frate, nu pot să înțeleg. Cântă. Tum, 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 tum. Dar nu pot să înțeleg ce face gadgetul acesta. La ce poate să fie bun. Hai să dau din nou. Bă, dar ce damage-uri. Tu, tu, tu. Ce meciuri, bro, ce meciuri cu Frank. Trebuie să mă joc mai des cu Frank, sincer. Pentru că am și uitat cât de bun este Frank, sincer. Dar gadgetul nu pot să înțeleg ce face bun. În afară de a lua stun de la Frank și a-ți da gadgetul ca să scap de stun, nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg. Ok, am picat-o la fel.
tun, 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 tun. Mi-a intrat deja în minte melodia. Ia și dacă mi-am dat, a dispărut? N-a dispărut poison-ul. Ok, a murit acolo. O să dea gol, o să dea gol. Mamă, ce gadget nebun, bro. Ok, am înțeles, am înțeles. Am super încărcat. Very nice. Măcar l-o omoară, l-a omorât. Bine, 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 bine. Let's go. Let's go. Nu pot. Bine, bine, bine de tot am jucat acolo. Bine de tot am jucat acolo. Cred că o să fie un meci de o să fie un episod de 3v3, sincer. E destul de nasol că Cioara are gadget. Și el primul îmi dă mie contra genială. O să ne dea gol? Cred că o să fie gol. N-a dat gol. Bă, dacă de bună e Cioara, frate, cu gadget, mă nebunește Cioara. Deci mă nebunește Cioara. Băi, dar și-a folosit asta toate gadget-urile Ciorogâlesu. Și-a folosit toate gadget-urile Ciorogâlesu. Nu mai are gadget-uri acum. Dar mi-e greu mie ca să mă apropii de ea, ce-i drept. Mi-e super greu ca să mă apropii de Ciorogâlesu. Bă, și el primul ăsta ce contra îmi dă. Doamne, și el primul ce contra îmi dă. Și nu joacă nimic Mortis, frate. Noroc de Rico, că mai dă de la distanță. Că în rest sunt și eu de apropiere. Este și Mortis de apropiere. Ok, a dat gol. Bă, ești nebun? Bine de tot echipa mea acolo a fost. Sunt star player. Nu știu cum. Nu știu cum a fost star player, sincer. Nu, că mai într-o dată, nu. O să mai dau un singur meci cu Frank și după aceea voi schimba. Deci Jackie a primit nerf, Max a primit nerf. Bine, totul a primit nerf în acest episod și în acest balance update. Deci totul a primit nerf. Ok, o să mă bag după asta, după perete. Gadgetul încă nu pot să-mi dau seama ce poate să facă, sincer. Dragon YouTube. Mamă, dar n-am putut să iau fața. Cum puteam să iau fața, bro? Dacă ăsta e slab, rău, Max. Dacă e super mega slab, băiatul. Mamă, ce bine a dat acolo, ce bine a dat. Bine că am dat și un super cum trebuie. Sper să nu mai moară Max ăsta. Destul de aiurea că are... Nice, bro, nice de tot. Ce pot să fac eu contra Bea? O să fie gol, este? Mamă, ce bine am scăpat. Ce să pot face, frate, versus Bea și versus Jackie care dă la perete și stă la perete? Let's go, bro, let's go. Am pus presiune și am băgat în poartă. Când mă pușează Bea și cum a pușat și cu Jackie la perete, ce să pot face? Numai să am adversari gen colegi buni ca să iasă să pună presiune pe ei, ca să ies de acolo, pentru că altfel nu prea am nicio șansă. Îmi dau contra la perete. În fine, hai să dăm un match pe mapa de solo, dar să vedem cu ce pot să dau eu pe această mapă. De mapă de distanță. Hai să dăm cu Brock. Că am și gadget pe el, bineînțeles. Trebuie să pun eu aici pe full screen. Boom. Ia să vedem. 3 chesturi pe mijloc. Văd că am chest și aici. Am luat star power-ul de 4 hituri. Ok, I take this. Nice, l-am omorât foarte ușor. Am chestul aici ca să fie doar pentru mine și numai pentru mine. Cred că e mai bun asta cu 4 hituri decât acela cu zona, sincer. Pam, 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 pam. Ok, încă un broc aici. I-am dat un hit. Nice.
Ca să nu cumva să mă pușeze. L-am omorât? Yes, I do. Yes, I do, bro. M-aș duce după Shelly. Nice. I-am omorât pe amândoi dintr-un foc. Dintr-un foc i-am omorât. Aici este cineva sigur. Poți spune soartă să fiu că este sigur cineva acolo, pentru că sunt mulți brawleri. Sunt mulți brawleri care au rămas în viață. Da. Nu o să mă ridic să mă duc în boschete. N-are niciun sens. Nu are niciun sens, băieți. Poate să fie băgat oriunde. Oriunde poate să fie băgat. Ce-a pus să ia acolo? Ursul, lol. Come on, Spike. Chill. Bă, ce hit mi-a dat. Ia să-ți dau eu un super ca să mori. Și mai este cineva, cred că sigur, pe boscheți aici. Ah, lol, băi, ești nebun la cap. Nu era nimeni în tot acel timp pe boscheți. Vorbesc serios. Ok, easy match. O să mai dau un match cu Brock. Nimeni pe boscheți, băi, nimeni pe boscheți. Interesant. În unele situații nu vrei să te riști, pentru că mai mult ca sigur când vezi atâția brawleri, cu siguranță este cineva lângă energy drink și stă la pomană. Mi se pare că mi-am luat țeac acum. Ok, n-am niciun chest aici, trebuie să fug. Gadgetul nu mi l-am folosit din nou deloc, pentru că nu am avut pe ce să folosesc gadgetul. Dacă aveam pe ce să-l folosesc, îl foloseam, dar nu am avut pe ce. Ok, chill. Pot să-mi dau gadgetul ca să scap la un moment dat. Verificăm bush-ul. E Shelly aici. N-am putut să mai dau un hit. Ok, am dat acolo un hit lui Frank. O să mă duc pe power. Ok, este ăsta aici. Bă, n-am putut să-l ating, bro. Ah, ce porcărie. Cât de low e? Nu mor. Bă, cum să nu dai mă hit în el, frate? Hei, broadă. Mi-am folosit și eu gadgetul, măcar. Măcar, mi-am folosit și eu gadgetul. Ok, chill. Mi-a fost frică, sincer. Mi-a fost frică. Bă, e bun și gadgetul ăsta la ceva, gen când vrei să scapi. E super bun. Când vezi că vine hit spre tine, ți-ai dat gadgetul și bam, ai sărit. Bine acolo. Ok, mi s-a dus gadget, mi s-a dus... Oh my god, bro. Chill, să mi se încarce hiturile. Dacă este nevoie de ceva, o să sar. Ok, a murit ăla acolo. Mamă, ce super, ce gadget mi-am dat. Doamne, ce gadget mi-am dat. Am fost creier acolo. Mamă, am fost creier acolo pe gadget. Am fost creier. Că și-a dat superul. A fost panicat, eu m-am dat... Bă, genial, în momentul de față, gadgetul pe Brock a fost genial. O să mai dau un singurel match pe această mapă cu... Ia să vedem cu ce. Mortis ar fi bun. Merită să ne riscăm cu Mortis pe această mapă, o să fie ultimul match, bineînțeles. Că sunt 5 chesturi pe mijloc. O să mă duc pe cele 5 chesturi, pentru că e mult mai value dacă reușesc să le bat, fiind Mortis. Boom, let's go. Ok, nice, mamă, ce drop de power-up. Ce drop de power-up, băiți, rapid și aici. Sigur o să vină cineva din boscheți? E posibil. Ok, Mr. P aici, chill. O să fugă Mr. P, cu siguranță o să fugă. Vreau să mă duc pe Mr. P.
Nici o șansă pentru băiatul meu, am vrut neapărat ca să-l omor, neapărat. Nu știu, mă seacă pe creier Mr. P-ul, sincer. Mă enervează rău de tot Mr. P. Ieși el aici în boschet să ținem cont de asta. Maxu, ca să nu se apropie de mine, o să țin distanță puțin. Ce, mă? Nu era și el aici în boschet? Ah, lola, ok, a ieșit, a ieșit. Este Daryl. Super, aproape nu l-am încă încărcat. Posibil să fie aici cineva pe boschet. Mamă, și Jackie, ce sunt, mă, cu atâția brawler de tank pe o mapă deschisă? Ce sunt, băieți? De când până când? Până că când? O să dau așa ca să verific totuși boschetii. Jackie a omorât, ok, are opa, o rap. O să fie greu ca să mă bag cu Jackie. Super greu. Știam eu la un moment dat. Este super greu, băieți. Adică dacă pe o mapă de distanță să joci Jackie, Shelly, adică trebuia să fi fost Brock. Dacă eram Brock, câștigam. Oricum vedeți că sunt pe minus, pentru că gen am scăzut. Prostești, prostești. Nu se merită juca Mortis, nu știu, mi se pare unul dintre cei mai greu și cei mai hard brawleri. Sunt buni, gen brawlerul acesta este bun, Mortis, dar să te joci pasiv. Adică să nu te duci pe bătaie. În fine, dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. Un mare like acolo mă ajută foarte mult și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!